Vorbesc secret, este deja dispus cuvântul și viața. Deci, în motivă, în video, este o capitală. Așa le place să... Și mică. Noi ne conducem după hotărârea cefului. Da? Și aștept să-mi cum mi-a luat. Bine, vă mulțumesc. Da. Domnule, eu îți fac o consultație. Aha. Ultima noastră dispoziție, ultima dispoziție care noi o avem este hotărârea prezentată de Comisia Electorală Centrală conform normei. Și de când e emisă? Și dispoziția de ieri, de 18 iunie, nu s-a discutat. Am înțeles. Mulțumesc. De ce? Bună ziua! Într-adevăr, secția de votare a fost deschisă la ora 7, dar alegătorii probabil o să vină după ce o să iasă de pe la biserică, de o comunitate de la viață. Așa cum spuneam, Radio Moldova o gândește detaliat desfășurarea turului 2 de scrutin care are loc în 512 localități.